Am încercat și eu deseori în vis să trăiesc în pielea personajului individualizat și impozant, în care romanticii se complăceau să se reprezinte. Și de fiecare dată când am încercat, am izbucnit în râs, atât de ridicolă mi se părea ideea. Până la urmă, tipul omului fatal există în visurile tuturor oamenilor obișnuiți. Iar romantismul nu este decât de domeniul cotidian al fiecăruia dintre noi, dar pe dos. Aproape fiecare dintre noi visează, în secretul sufletului, la realizarea unui mare imperialism propriu, avându-i în subordinea lui pe toți bărbații, avându-le supuse lui pe toate femeile, adorat de toate popoarele, dintre cele mai nobile și în toate epocile. Puțini sunt însă cei care, obișnuiți asemenea mie cu visarea, să-și păstreze și destulă luciditate, cât să poată și să râdă de posibilitatea estetică de a visa în acest fel. Încă nu a fost formulată împotriva romantismului principală acuzație, aceea că el reprezintă adevărul interior al naturii umane. Excesele lui, posturile lui ridicole, multiplele lui posibilități de a emoționa și seduce, vin din faptul că el este figurarea exterioară a celei mai interioare și mai concrete realități sufletești, vizualizată atât cât este posibil, dacă limitele posibilului depinde altceva decât de destin. De câte ori eu însumi, care îmi bat joc de asemenea seducții, bine numai să ne distreze, nu m-am surprins imaginându-mi cât de agreabil mi-ar fi să devin celebru, cât de plăcut să fiu adulat, cât de strălucitor să mă văd triumfând. Însă nu ajung niciodată să mă închipui cu adevărat cocoțat pe asemenea înălțimi, fără să am parte de râsul batjocoritor al celuilalt eu, cel care se află mereu în preajma mea, asemeni unei străzi din Baița. Mă văd celebru? Înseamnă că sunt celebru ca ajutor de contabil. Mă văd urcat pe un tron de unde mă poate contempla toată lumea? Înseamnă că totul se petrece în biroul de pe Rua dos Duradores, iar prezența celorlalți funcționari îi conferă scenei un caracter meschin. Mă aud aplaudat de mulțimi pestrițe, aplauzele urcă până aici la etajul 4 și se izbesc de muchiile mobilelor mele ieftine, din camera sărăcăcioasă. Se izbesc de tot ceea ce mă înconjoară și mă umilește, începând din bucătărie până la visuri. Nu mi-am construit nici castele în Spania, cum fac acei granzi de Spania ai tuturor iluziilor. Castelele mele au fost doar din cărți de joc, vechi, soioase, rămase de la un pachet de sperecheat cu care nici nu se putea juca. Castele ce nici nu se dărâmaseră, de altfel au trebuit să fie distruse. Cu un gest al mâinii, gest de servitoare bătrână, care vrea să întindă fața de masă, trăgând-o și peste cealaltă jumătate a tăbliei, fiindcă a sosit ora ceaiului ca un blestem al destinului. Dar chiar și asta este o viziune sterilă. Eu nu am nicăieri pe lume o casă la țară sau mătuși bătrâne să-mi ofere după o cină în familie un ceai care să-mi tihnească. Visul meu era ratat până chiar în metaforele și figurile lui de stil. Imperiul meu n-a ajuns nici până la acest vechi joc de cărți. Din victoriile mele nu am adus ca trofeu nici măcar vreun ceainic sau vreo veche pisică de faianță. Voi muri așa cum am trăit, în acest bric-a-brac de periferie apreciat la kilogram la capitolul de postscriptum al tuturor rebuturilor. Cel puțin de-aș putea lua cu mine, în imensitatea posibilă a abisului general, gloria deziluziilor mele, ca și cum ar fi un vis măreț, splendoarea de a nu crede nimic, ca o flamură a înfrângerii, flamură din nefericire ținută de mâini slăbănoage, dar flamură totuși,
mânjită în noroiul și sângele unora mult mai slăbănogi, sumețită, cu toate acestea, sus de tot, în vreme ce noi ne afundăm în nisipuri mișcătoare. Și nimeni nu știe dacă e vorba de un fel de a protesta, dacă e sfidare sau este un gest de disperare. Nimeni nu știe, fiindcă nimeni nu știe nimic. Iar nisipurile îi înghit pe cei care agită steaguri ca și pe cei care nu o fac. Iar nisipurile acoperă totul. Viața mea, proza mea, eternitatea mea. Duc cu mine conștiința înfrângerii ca pe un steag al victoriei. După ce a fost Titanic la cinema, mi-a zis că a fost Titanic.